Bună ziua! Stimați colegi, cetățeni, astăzi am avut în Comisia de Control a Finanțelor Publice audierea unui raport de conformitate a Curții de Conturi pe una din cele mai importante întreprinderi de stat din Republica Moldova. Este vorba de calea ferată a Moldovei și este fără îndoială o coincidență faptul că am primit acest raport recent, iar raportul de audit de conformitate pe calea ferată coincide cu niște evoluții, evenimente destul de importante în situația acestei întreprinderi. Am considerat important ca după ședința comisiei noastre de astăzi, de la ora 11, să vin în fața dumneavoastră cu anumite explicații pe conținutul și pe forma proceselor care se întâmplă în calea ferată a Moldovei. În primul rând, trebuie să menționez că importanța acestei întreprinderi de stat este covârșitoare și este imposibil de negat pentru economia națională. Să pornim de la faptul că calea ferată a Moldovei angajează în acest moment 6.800 de angajați. În plus, Comisia a verificat prin cifrele oferite de auditorii de la Curtea de Conturi că proprietățile pe care le deține calea ferată a Moldovei sunt impresionante. Este vorba de aproximativ 11.000 de hectare de terenuri aflate în evidență contabilă a căii ferate a Moldovei. Și în afară de asta știm foarte bine că sunt foarte multe valori asupra cărora are responsabilitate managementul actual a căii ferate și valoarea de bilanț a căii ferate în acest moment este de aproximativ 1,13 miliarde de lei. O anumită diminuare față de anul 2018, dar oricum sunt niște proprietăți foarte importante pe care le gestionează calea ferată. Totodată, astăzi dimineață, în plenul ședinței Comisiei de Control a Finanțelor, am primit informații ferbinți din partea managementului actual, domnul Onceanu, legate de faptul că în urma existenței unor datorii salariale, căi ferate s-au blocat astăzi conturile și respectiv restanța de câteva luni de zile care se află în raport cu salariații, angajații căi ferate, evident că creează o situație destul de problematică pentru gestionare de criză a acestei întreprinderi. În acest context aș vrea să vă pun la dispoziție câteva concluzii ale raportului de conformitate prezentat de către Curtea de Conturi și niște concluzii a comisiei pe care o reprezint. Este foarte clar că din raportul de audit care s-a făcut în anul 2018-2019, situația economică financiară a acestei întreprinderi de stat este foarte dezamăgitoare, foarte, foarte proastă. În primul rând, prima observație este că rapoartele Curții de Conturi, în general, nu prea sunt executate de către întreprinderile de stat și, în special, de Curtea Calea Ferată a Republicii Moldova. Nu a fost elaborat un nomenclator de servicii și tarife pe activitățile operaționale acestei întreprinderi de stat, ceea ce evident a avut impact asupra stării financiare și asupra colectării de resurse de către această întreprindere. De asemenea, foarte multe din activitățile de transmitere în locațiune a unor bunuri imobile s-a efectuat cu mari abateri de la cadrul normativ existent, ceea ce a determinat ratarea unor posibile venituri de zeci de milioane de lei. Dacă ne uităm pe cifrele prezentate de către auditorii publici a Curții de Conturi, vedem că calea ferată nu a avut grijă de utilizarea conformă legislației și utilizarea economică a circa 47.307 metri pătrați de spații raportate libere și neutilizate de către această întreprindere. Respectiv, circa 25 de acte de predare primire a bunurilor în locațiune în ultimii ani de zile nu au fost făcute pe baza normelor existente de locațiune
Și s-a remarcat că în cazul a 63 de contracte de locațiune, analizate de către auditorii Curții de Conturi, s-a observat neonorarea obligațiilor asumate de către locatarii, care au beneficiat de aceste servicii și bunuri, și, evident, au apărut foarte multe dispute nerezolvate până la ziua de astăzi. Netransmiterea în locațiune a două terenuri aferente imobililor private, atât de către CFM, cât și organul abilitat cu funcții de administrare. Trebuie să remarcăm că un rol important în situația actuală foarte supărătoare a căiferate este datorat și de felul în care funcționează Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzuri ai întreprinderii în calea ferată a Moldovei. Acest lucru se întâmplă pentru că Ministerul de Ramură, Ministerul Economiei și Infrastructurii nu ia în serios criza dramatică din această întreprindere. Contrar reglementărilor aferente, circa 66.000 de tone de active circulante sub formă de materiale feroase au fost comercializate în anii 2018-2019 în mod necorespunzător în lipsa acceptului și decizii Consiliului de Administrație. Deci calea ferată, practic, a vândut 66.600 de tone de active circulante fără ca să aibă acest drept, fără să aibă autorizație Consiliului de Administrație. Tot în această perioadă au avut loc multiple cazuri de casare și dezmembrare a unor mijloace fixe, roți, active circulante, ce conțin metale feroase, s-au comercializat neconform activilor materiale obținute sub formă de metale feroase, 66.600 de tone și acestea au fost în valoare de 168 milioane de lei. Ori atunci când vinzi asemenea active fără autorizație Consiliului de Administrație, sigur că este o abatere gravă de la normele și obligațiile de serviciu a managementului acestei întreprinderi. Vreau să spun că în ședința de astăzi a Comisiei de Control al Finanțelor, noi am divizat oarecum în două segmente ce s-a întâmplat în perioada 2018-2019, asupra cărora auditorii Curții de Conturi au prezentat acest raport de conformitate, mai bine zis de neconformități, și doi, situația la zi. Am observat că cea mai mare parte a problemelor cu care se ciocnește astăzi calea ferată țin de probleme istorice nerezolvate la timp. Și cam toate administrațiile, managementul anterior, au contribuit la adâncirea acestei crize de proporții din această întreprindere de stat. Unele chestiuni aferente remunerării muncii, de exemplu, vorbește despre faptul că bonusurile salariale până acum s-au repartizat total discreționar. Există circa 43 de tipuri de salarii de bază, asupra cărora managementul are libera discreție, 37 de adausuri, sporuri, indemnizații și suplimente, un sistem foarte stufos, care până la urmă nu ajută la, eu știu, la stimularea muncii calificate și cinstite, ci mai degrabă sunt niște bonusuri pe care le folosește administrația când vrea și în ce condiții își dorește ea. Sigur, ultimele trei luni de zile observăm însă că aceste trei luni de lucru neplătit vorbește despre rentabilitatea extrem de redusă și datorită pandemiei și a diminuării activităților economice pe plan regional, dar și managementului foarte prost pe care l-am putut constata și cu această ocazie în ședința Comisiei de Control al Finanțelor. De asemenea, trebuie să menționăm că starea dificilă din calea ferată a Moldovei se datorează și faptului că calea ferată practică tot felul de scheme de finanțare a unor plăți pentru carburanți, fără ca să aibă instrumentarul de a vedea că aceste plăți nu sunt folosite în alte interese decât cele de servicii. Auditul prezentat prin raportul de audit a Curții de Conturi estimează că în 2018-2019 întreprinderea a încheiat 21 de contracte cu angajații proprii în baza unor reglementări și norme procedurale interne, fără însă ca să monitorizeze în ce măsură aceste contracte de utilizare a automobililor proprii s-au făcut în folosul întreprinderii și nu în folosul intereselor personale. CFM a asigurat alimentare cu carburanți autoturismul personal în valoare de 888.000 de lei, aproape 1.000.000 de lei,
circa 62.000 de litri, fără că să aibă date documentate în ce măsură acest lucru s-au folosit pentru obligațiile de serviciu sau altfel. Auditul a relevat că, deși directorul general al managementului CFM acționează și desfășoară activități economice prin contractarea bunurilor și serviciilor de la terțe părți, din cauza admiterii unor abateri de la angajamentele asumate, întreprinderea de stat a pierdut în instanță mai multe litigii, ceea ce au obligat Calea Ferată să achite circa 20 de milioane de lei pagube în urma procedurilor de judiciare. Din cauza unei lipse a strategiei de afaceri cu activele neutilizate, Calea Ferată nu a obținut suficiente beneficii economice de la imensul lot de bunuri și terenuri pe care le are la dispoziție și, evident, paradoxul este că o întreprindere de stat atât de bogată în resurse nu are capacitatea de a-și achita salariile, datoriile salariale, ridicându-se la ziua de astăzi la circa 64 de milioane de lei. Nu s-ar fi întâmplat această criză dacă managementul ar fi fost conform, ar fi lucrat eficient, controlul Consiliului de Administrație ar fi fost efectiv și supravegherea asupra calității muncii ar fi fost făcute în conformitatea cu cadrul legal. Și aici apar câteva chestiuni pe la care am vrut să vă atrag atenția. Iată, de exemplu, am adresat mai multe întrebări domnului Onceanu, director interimar al Căilor Ferate Moldovei, despre motivele pentru care mai multe persoane din Căile Ferate ale Moldovei au fost demise, au fost concediate, după ce acestea au transmis prin note de serviciu cazuri de furturi din averea gestionată de Calea Ferată. Atunci când, de exemplu, s-au adresat la subdiviziunea responsabilă de securitatea acestei companii, sunt întreprindere de stat cu regim special, pentru că este vorba de Căile Ferate a Moldovei, când s-au adresat cu mai multe petiții și note de serviciu asupra unor cazuri antisociale, cum spunem noi, evident de furturi, de alte lucruri, acești oameni, Artur Delță, Victor Telpis, pur și simplu au fost dați afară. Și am vrut să întreb motivele pentru care se întâmplă acest lucru. Oamenii care încearcă să promoveze integritatea într-o întreprindere de stat, în loc să fie salutați, în loc să fie stimulați pentru ca să-și îndeplinească lucru, pentru că ei sunt avertizori de integritate, ei sunt dați afară. Și am prezentat la această ședință a Comisiei de Control a Finanțelor, am prezentat și Procuratorii Anticorupții cazurile și petițiile cu care trebuie să se ocupe. De asemenea, am observat mai multe situații, de asemenea, transmise în adresa comisiei noastre, în care persoanelor din angajate ale Căilor Ferate li s-au cerut, au fost extorcați de bani de către persoane cu funcții importante în Căile Ferate a Moldovei. Am cerut explicații și cu siguranță așteptăm din partea procuraturii, nu vorbe, nu retorică, dar vrem să știm exact motivele pentru care mai există într-o întreprindere de stat, asemenea practice, asemenea persoane care doresc să-și folosească funcțiile pentru ca să se facă bogați. Ne-a trezit multă circumspecție și îngrijorare faptul că un proiect investițional, restructurarea Căilor Ferate Moldovenești, cu un buget total de 109 milioane de euro, finanțat prin mai multe credite luate de la BERD și de la BI, adică Banca Europeană pentru Investiții, de 52,5 milioane de euro și 50 milioane de euro respectiv, cu mai multe acorduri de grant, practic este neimplementat. Am început să plătim, ca fiecare din cetățenii Republicii Moldova, am început să plătim acești bani înapoi către creditori, în timp ce Calea Ferată nu folosește ceea ce au adus prin investiții, locomotive, transformarea unor tronsoane de Calea Ferată. Deci, practic, noi cumpărăm un bun, după care acest lucru nu ajută la eficientizarea muncii Căii Ferate a Moldovei. Și acest lucru
Vorbește despre randamentul jos a investițiilor efectuate, despre faptul că nu există plan de investiții care să corespundă supraveghere și funcții Consiliului de Administrație și haosului care există în această întreprindere. Am observat de asemenea faptul că mai multe obiective de agrement, bază de odihnă, sunt 4 baze de odihnă în gestiunea CFM-ului, în anii 2018-2019 nu au funcționat, ci au generat doar pierderi. 1 milion de lei pentru aceste baze de odihnă, 1 milion de lei pentru tipografia întreprinderii care nu a funcționat și nu a produs beneficii economice, iar fără îndoială spațiile libere neutilizate în mărime, în suprafață de 47.307 metri pătrați, gestionați total fără niciun fel de răspundere administrativă, fără niciun fel de management. Am auzit și răspunsul că ele, aceste spații sunt într-o stare de delăsare completă, astfel încât nu trezesc interes pe, în economie de piață. Dar asta nu este un argument. Dacă nu poți să gestionezi și nu poți să folosești eficient aceste spații, le vinzi, le pui la licitație și le scoți un ban pentru ca să dezvolți întreprinderea pe alte domenii. Am auzit multe răspunsuri care nu au fost satisfăcătoare astăzi și vreau să menționez că o problemă gravă în funcționarea căii ferate este că, pe de o parte, nu se aduce în corespundere cu normele legale bunurile, proprietățile, terenurile deținute, aflate în gestiune, nu sunt înregistrate la bilanțul întreprinderii. Pe de altă parte, nu, în perioada 2018-2019, nu a fost făcut auditul extern care, prin lege căii ferate Moldovei, era obligată să-l efectueze. Înțeleg că în anul 2011 sau anul 2020 s-au mai făcut 3 încercări de a avea un audit extern. Am impresia că o companie a fost selectată pentru auditul extern și așteptăm cu nerăbdare aceste, eu știu, concluzii la care o să ajungă acest audit extern, compania, pentru că activele în curs de execuție, activele pe care le gestionează căile ferate Moldovei sunt multe, sunt prost gestionate și nu aduc beneficiu pentru dezvoltarea întreprinderii. Aș menționa, de asemenea, că pentru mine a fost oarecum surprinzător de faptul că managementul căilor ferate Moldovei găsește timp să ajungă în Kazahstan, găsește timp să ajungă în Statele Unite pentru ca să valorifice și să vadă executarea contractului de achiziționare a locomotivelor, dar nu găsește timp să vadă care este starea bazei de odihnă Garoafa Roșie din Zatoca. Și evident, această necorespundere între datele statistice prezentate de către întreprindere și situația sau procesul în care foarte multe proprietăți ale Republicii Moldova au fost pur și simplu închițite de scheme corupte din Ucraina, este total dezamăgitoare. Așa, management este suboptimal, nu este suficient de credibil și eficient pentru ca să știm că administrarea căii ferate se face în corespundere cu interesul public. Am observat, de asemenea, că și foarte multe investiții care s-au făcut în fondul locativ, de exemplu, într-o valoare de 69 milioane de lei, privatizat sau deținut de salariați, nu a fost transmis conform beneficiarilor menționați, este în continuare aflat la balanța contabilă a căilor ferate Moldovei și aceste necorespundere între cei deține efectiv căile ferate și cei ce nu mai deține, este absolut amețitoare. O găsim, practic, carențe de funcționare și lacune în această întreprindere de stat la fiecare pas. Putem observa că, pe baza acestor lacune, de bună guvernare, de fapt, de proastă gestionare, Curtea de Conturi, prin acest raport de audit al conformității, a adresat mai multe recomandări și timp de 6 luni de zile administrația căilor ferate va trebui să aducă în planul normalității majoritatea acestor probleme. Am spus foarte clar că și în cazul altor autorități, cum este Consiliul Municipal Chișinău, s-au identificat lacune.
Dar autoritatea municipală a recunoscut existența acestor probleme, a creat un grup de lucru comun cu Curtea de Conturi și s-a grăbit să rezolve cel puțin cele mai grave dintre ele. Același lucru îl așteptăm din partea Căilor Ferate Moldovei. Nu dorim să credem că administrația nu este capabilă pentru a realiza cât de importante sunt recomandările Curții de Conturi și vrem ca proprietățile, terenurile, bunurile să nu se împrăștie datorită lipsii de supraveghere, datorită confuzii cu privire la statutul interimatului deținut de domnul Onceanu și vrem să se facă regulă în acest domeniu important pentru transportul feroviar. Republica Moldova nu are foarte multe întreprinderi de mărimea Căilor Ferate Moldovei și felul în care sunt gestionate proprietățile și bunurile acestui domeniu este păguboasă. În concluzie, trebuie să spunem că activitățile de planificare și executare veniturilor pe căile ferate s-au făcut neconform, nu s-au obținut veniturile necesare pentru menținerea la nivelul de echilibru acestei întreprinderi, datorită, în primul rând, neaplicării pe deplin a reglementărilor existente în acest domeniu și recomandărilor anterioare a Curții de Conturi. Deci, concluzie, nu ignorați Curtea de Conturi, nu ignorați controlul, pentru că toate aceste abuzuri vor ajunge la suprafața apei și veți răspunde. Ultimul lucru pe care am dorit să-l menționez este următorul. Proiectul de lege 221, pe care l-am propus în urma unei colaborări sistematice cu Curtea de Conturi, este menit exact să rezolve această problemă. Problema de responsabilizare a managerilor întreprinderilor de stat în condițiile în care pentru toate omisiunile și greșelile în management cineva trebuie să răspundă. Altfel, cetățenii nu vor fi niciodată apărați, altfel proprietățile statului sau cele publice vor dispare în beneficiu unor șmecheri pentru care justiția nu e justiție. Pentru asta facem audierile pe care le-am făcut și astăzi. Pentru asta vrem ca procuratura să se apuce de treabă și să facă ordine acolo unde este haos și dezordine. Vă mulțumesc, sănătate tuturor și să avem parte de succes!